Bună seara și bine ați revenit cu drag la proponență exercițiu de matematică la geometrie. Probleme de matematică, da? Tema pentru acasă. Linia mijlocie? Sau cât e? 119, 13 și 14. Dar mai avem o problemă care trebuie să o aia. E simplu aia. Care, mă? Vă zic, doamna profesor, nu a explicat pe clasă, dacă ai fost atent, o scrii în continuare, dacă nu... Deci, pe 315 sau pe care ai? El a rămas undeva în... Suspans și atunci nici tu nu ai, da? Problema ta. Terminat problema din clasă și încă două. Așa, hai să o terminăm pe cel din clasă. Hai zi din clasă, ce problemă? A, B, C, D, pătrat. Ies, Miruna, tu te și ia la mama problema care o ai și pui la punct și gata. Așa. Zic problema. ABC de pătrat. Deci, în ipoteză, avem A, B, C, D pătrat. Da. M aparține laturii AB. M aparține lui AB. Da. Da. N aparține lui BC. N aparține lui BC. Puneți așa segment sau lăsați numai AB simplu? Segment, cum aș fi să măsuri, da. P aparține lui CD. P aparține lui CD. Q aparține lui DA. Q aparține lui DA. Astfel încât. Așa încât. MP. MP. Perpendicular pe Q. MP perpendicular pe... Pe NECHIU, NECHIU. Da. Concluzie? MP congruent cu NECHIU. Să arătăm că MP congruent cu NECHIU. NECHIU. MP congruent cu NECHIU. Începem. Deci construim un pătrat. Am făcut desenul în clasă. Așa. Și îmi spui doar notațiile cum să mă jos, jos A, B. Deci A, B. C, sus, C, D. Da. Deci din partea asta, din jos începând roată. Nu se notează niciodată așa A, B, C, D. Deci merge într-un sens de notație. Da. Ca să țineți minte asta. Bun. Și... Să vă arăt desenul? Hai să vedem așa cum... Deci, M pe AB, N pe BC, pe BC, așa încât MP, P pe cine este? Pe CD. Deci duc așa și eu, Teade. Duc, eu așa o duc. O dreaptă, și aici notez cu M, și aici cu P, că M mi-ai spus că e pe AB, da. Că P e pe DC. Așa? Da. Și mai duc o perpendiculară acum, uite așa. Dar nu încerc, hai să vedem, o perpendiculară pe asta, da? Dar perpendiculara asta care o duc acum trebuie să... mi intersecteze și pe DA și pe CD. Deci o perpendiculară pe ea. Uite așa. Și am că N este pe BC, iar Q este pe DA. Deci așa mi-ai spus. Repetăm problema. Deci ducem pe M și QN două drepte perpendiculare care se taie în interior. Da? Deci unghiul ăsta să fie din ordinea, e important. Trebuie să arătăm că PM este de aceeași mărime cu QN. Cum să facem mai problema asta? Pe
dacă au și idei, dacă au început o clasă, nu? Dacă am construit încă două... Noi încercăm acum așa să vedem la prima... Bunar, eu și cu mama suntem la prima citire. Corect. Și acum tatonăm. Eu îți fac ipoteză, domnule, că așa mi-a să avem două triunghiuri, să le comprindem un două triunghiuri și... Visăm. Da. Visăm la două triunghiuri în care într-una se intre chiună, în alta se intre pe mână. Și unim. Și triunghiurile acelea să fie congruente, nu? Visăm la asta. Nu? Și unim, știu cum, nu? Nu. Lasă-ne să ne zbucimăm și noi. Nu poți nici la... Nu ne ofere șansa asta să analizăm. Să unesc așa pe Q cu C onoare, ar însemna că contribui eu cu un segment în plus, da? Apare QC de la mine. Da. Și mintele triunghiul care? QCN. QCN e un triunghi, e drept. Și e cu bă. Dar nu știu cum să valorific perpendicularitatea asta. Dacă nu valorific perpendicularitatea, degeaba m-a pus problema. Băi, copii, ce fac eu acum? Eu nu știu ce m-a discutat în clasă. Nici mama nu știe, habar nu are de treaba asta. Noi încercăm la prima citire să descifrăm problema. Deci este important din pătrat. Da, are unghiurile de 90 da? Grade. Dacă aș duce diagonale, sunt perpendiculare și sunt acolo, se jumătățesc. Poate povestea aceea care o știe. Dar nu degeaba ne-a dat perpendicularitatea. Perpendicularitatea asta este esențială. Să ne folosim de ea. De-aia zic, unim Q cu P, domn profesor. Eu fac asta. Este primul nostru instinct de a face ceva ca să pornească. Deci asta să le unim așa. Așa, și iasă acolo pătrat. Nu prea am iese. Nu am niciun motiv să spun că e pătrat. Că e... Adică dacă triunghiul ăsta cu ăsta nu pot să zic că e congruent, nici cu ăsta. Da, da. Numai dacă e o situație particulare. Da. Nu-i bun. Simțim că nu-i bine, da, nu? Da, da. Ne ducem pe altceva, domnule. Altceva. Unim. Dai, lasă-ne și pe noi să ne gândim. Voi o să am să avem noi idei diferite. Exact. Miruna, libertatea de a gândi o altă soluție o avem acum, că noi nu știm pe ceea care aveți voi. Dacă dăm peste la voastră, este foarte bine, dacă nu, nu. Ce să fac, cum să fac? Dacă aș duce o paralelă a Q-n pe aici, prin D, după o paralelă, ce părere aveți? QN fat cu DL vor fi de aceeași măsură? Da. Deci QN este de aceeași măsură cu DL. Din ce motiv? Că figura QNLD este sigur paralelogram. De ce? Are pi de Q cu LN? QN. Am dus pe... Așa am dus noi, DL. Am dus o paralelă prin D la QN. Și această paralelă, DL, am notat cu L locul o intersectat. Și iată-mă în situația de a spune că DQNL este paralelogram. Corect. Din ce motiv? Că am dus eu o paralelă, asta e paralelă cu asta. Da? Asta e paralelă cu asta din pătrat. Deci figura QNLD este paralelogram. Corect. Într-un paralelogram, laturile opuse sunt și congruente. Corect. Și atunci... Deci QN este cât DL. Ne facem analog și pe partea asta. Sigur că da. Mă gândesc să fac aceeași treabă și în partea asta. Din C sau din D aș putea. Nu, din C sau din A. Din A. Hai să o facem din ce? Deci duc paralela... Din ce la T... Așa, până în taie într-un punct. Într-un punct. Da, ăla-i paralelogram iară. Da, iară-i paralelogram. P, C, S, M. E paralelogram în aceeași motive. Da.
Ce ies este cât pe M. Da. Ce ies este cât pe M. De acord? Da. Și a spus, a arătat că pe M este cât Q. E de parcă aș cere să arăt că DL este cât ce ies. Am mutat problema la altă problemă. Și îi luăm pe alea în discuții, da. Nu ne-am folosit un profesor de perpendicularitate. S-ar putea să mă folosesc în alt. Da? Da. Deci, iată că eu am mutat problema în asta. Deci, Q-n este cât DL, din motive precizate mai devreme. Da? Da. Și FM este cât ce ies. Motivele le-am spus. Palogramul QDLN și palogramul PCSM. Dacă în ipoteza a fost dat că P M interpendicular pe Q N, înseamnă că și de el va fi perpendicular pe ce ies. Din motive din pare, merge cu alternă interne, alternă externe, corespondent, ce vreți voi pe acolo. Da, da, da. Deci, iată, hai să zicem, asta e panelul cu asta, da? Da. Înseamnă că unghiul ăsta e cât ăsta e. Ca fiind unghiul corespondente, nu? Da. Deci dacă e perpendicular pe asta, e perpendicular și pe paralel asta. Asta, deci, care am dus-o, dacă e paralelă cu asta, perpendiculară pe asta, e perpendiculară și pe paralelă. Da. Deci, unghiul ăsta este 90 grade. Asta vreau să spun. N-am folosit. Deci, unghiul dintre cele două duse de mine, aceste două sunt perpendiculare. Acum, eu trebuie să arat... Că DL e cât S, da? DL este cât, cât ce ies. Luăm pe unghiul DL. DL. Și C sub B, nu? De dreptunghi, ce din pătrat. Sigur că da. Au C, B, cât D, cât deci, e pătrat. Ăsta de aici, e din triunghiul DL, că e din 90 de grade, la fel și ăsta de aici, tot din 90 de grade, nu? Da. Așa. Au D, C, cât B, C. Sigur că da. D, C, cât C, B. Da. Și mai îmi trebuie și încă un unghi. Un unghi. Un unghi. Corect. Că la altceva nu am. Corect. Dar, fiindcă unghiul ăsta e din 90 de grade, înseamnă că ăsta aici, D1, și cu C1, fac împreună 90 de grade. 90 grade, da. Da? D1 și cu C1. Adică fiecare ar trebui să fie... Dar C1, nu din 45, că nu-ți spus că sunt egale, nu-i triunghi sos cel. Deci când ai zis fiecare 45, te-ai grăbit. Pentru că nu-i corect să fie așa, că triunghiul nu-i sos cel. E de altă parte, C1 și cu C2, C1 și cu C2 fac și ele 90 de grade. Da. Adică D1 și cu C1 fac 90 de grade. C1 și cu C2 fac 90 de grade, înseamnă că D1 este cât C2. Corect. Atenție, aici vreau să urmăriți. Deci D1 și cu C1 ating, din triunghiul D, hai să notăm O aici, DOC, care e dreptunghic, DOC, care e dreptunghic, D1 și cu C1, D1 și cu C1 fac împreună 90 de grade. Da? Iată că valorific acum perpendicularitatea, dată de autor. Da. Dar C1 și cu C2 tot nu fac tot 90 de grade? Da. E pătrat. Da. Înseamnă că de unul e cât ce doi, pentru că au același, cum adică se cheamă asta? Adică fac același complement, se cheamă asta, da. Au același complement. Deci, D1 este cât C2, dar D1 este în triunghiul CDL și, D, și C2 este în triunghiul SBC. Corect, și gata problema. Gata problema, pentru că suntem în două triunghiuri în care am DC, o catetă, cu cealaltă catetă CB, și un unghi ascuțit cu un unghi ascuțit. Corect. Catetă unghi. Este acela. Catetă unghi și la revedere. Sau dacă vreți, automat și ăsta de-al treilea cât ăsta de-al treilea și suntem în cazul la, unghi, latură, unghi. Da. Unghi, latură, unghi. Bine, dacă e unghi. Dacă e dreptunghi, atunci e clar că zicem catetă unghi. Caz de congruență. Da. Și atunci, DL este cât ce ies.
dacă tu lui cât ce ies, cum ele sunt paralele și congruente cu atunci pe ce mie mi este chiul cât chiul în termenul problemă. Da, interesant, frumoasă problemă. Asta e soluția noastră. Voi dar nu știu dacă acasă, acolo la școală, s-a făcut așa. Ei, văzut ce ai făcut, era că trece să produci o criză. Faptul că nu lăsai să mă duc pe soluția mea, exact, o idee de-a mea, înseamnă că nu aveam șanse să ne ducem mai departe. Noi am construit din astea nouă. Da, am înțeles. E altceva. Dar mi se pare mai simplu. O să socotim și ideea voastră. O să socotim, dar s-o redactăm pe-a noastră. Este foarte frumoasă, dacă vreți. La prima citire ne-a venit această idee cu paralela. Paralela. Paralela din... Puteam să o duc mai sus, mai jos, am să o prind D ca să mă duc la triunghi. Corect. D, L, C. Și apară un... Și am mutat echiul în D, L. Asta a fost ideea. Corect. Și la fel am făcut și în partea asta, pe M, P, am mutat-o în C, S. Prin paralela dus. Da. E fain asta. Cum? Așa redactăm, nu? Nu? Așa redactăm. Apucăm de rezolvare. Adi, te rog să mă conduci. Prin D, ducem o paralelă. Fie DL, așa zice, fie DL, paralelă la fie DL, paralel paralelă la QN. De desubt adăugăm că DQ e paralelă, DQ e paralelă cu LN din ipoteză, că am avut pătrat. Da. Așa. Din cele două, am toate condițiile acum, dacă laturile opuse sunt paralele de o câte două, figura DQNL paralelogram. Și fiind paralelogram, DQNL fiind paralelogram, rezultă că laturile opuse sunt congruente două câte două. Corect. Adică QN, asta mă opresc aici, QN, e congruent cu cine? Cu DL. Cu DL. Foarte important. Bun. O lăsăm deoparte. Pe de altă parte. Fie. S, a zis. Da? Ce ies? Fie ce? Ies paralelă la? Pâmă. Pâmă. Zia duci. Ce? Condu-mă tu. Fie că S paralelă la pâmă, și PC e paralelă cu MS din ipoteză. Deci PC e paralelă cu MS din ipoteză, da, că a fost așa. Așa și din cele două rezultă că PCSM paralelogram. Paralelogram. Și fiind paralelogram, rezultă că laturile opuse sunt congruente. Adică C, mă, congruentă cu P, mă. C, mă. C, S, congruentă cu P, mă. C, S, congruentă cu P, mă. P, mă. Și notăm cu 2 asta. Bun. Așa. Fie triunghiuri. Nu. Nu? Nu. Avem că QN perpendicular pe PM. A, da. Scriem asta. Da, sigur că da. QN perpendiculară pe cine? QN. Pe PS. Pe PM. Pe PM. Uite din ipoteză. PM. Uite, avem din ipoteză. Q. Da. M, P perpendicular pe IMQ. Da. Corect. Dedesubt adăugăm. SC paralelă cu PM. SC paralelă cu PM. DL e paralelă cu cine, Anca? DL e paralelă cu? QN. Cu QN. Din cele trei rezultă că dacă astea sunt două, sunt perpendiculare. E vorba de QN și pe PM. Astea paralele. PM. Pe mână, da, pe mână. Așa e pe mână, da. Am scris prost. Da. Pe mână. Deci, atenție. Dacă astea două sunt perpendiculare și astea sunt paralele cu ele, și ele sunt perpendiculare. Deci, de aici rezultă că SC
SC perpendicular pe DL. Foarte importantă relație. SC paralel pe DL, perpendicular pe DL. Din cauza asta, din perpendicularitate, rezultă că notăm cu O, fie O, fie O, punctul de intersecție al lui DL cu CS. DL intersectat cu CS. Și din cele două, rezultă că măsura unghiului ODC, ODC sau D1 pe scurt, deci de aici rezultă că măsura lui D1, aia de ce nu mai anunți? Da, deci, atenție, Adi, după ce am spus că sunt perpendiculare, astea da. Două, acum spun, măsura lui D1 plus măsura lui C1. Așa, măsura lui D1 plus măsura lui C1 egal cu 90 de grade, da? Da. Dedesubt, pe de altă parte, măsura... Măsura lui C1. Corect. Plus măsura lui C2, pe C1 da. Său, fac tot 90 de grade. Din cele două reiese că... Din cele două reiese că, că măsura lui D1... Da, măsura lui D1... E egală cu măsura lui C2. Măsura lui C2. Subliniem. Important. Fie triunghiurile acum. Fie triunghiurile DLC. DLC. Și. Și triunghiul CSB. CSB. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Au DC congruentă cu CB. DC. Congruentă cu? CB. CD. Ipoteză. Așa, de C congruentă cu CD. Și unghiul ăla. Ăsta. Din ipoteză. Unul exact. Da. Așa, deci unghiul care D... D1. Congruent, că nu avem undeva scris. Cu C2. Acolo. Cu C2. Asta unghiul D1. Da. Unghiul D1. Demonstrat. D1 congruent cu C2. Da, și faci ce puteți gândi, dacă s-au cumpărat. Da, spune-mi, cu măsura unghiului DCL, măsura lui DCL, egală cu măsura, egală cu măsura lui CBS, măsura lui CBS, și egal 90 de grade. Ca să ne avem argument suficient de a spune că e catetă unghi. Da? Da. Deci, conform cazului de congruență, catetă unghi, altfel a spus unghi, latul, latură unghi, da? Uh-huh. Unghi la latură unghi. Catetă unghi rezultă, conform acestui caz de congruență, că triunghiurile luate în discuție sunt congruente. DLC congruent cu triunghiul CSB. DLC. Triunghiul DLC congruent cu triunghiul CSB. Și din congruența lor rezultă toate elemente congruente. MP congruent cu NQ. MP. Nu. Ce ies congruent? Congruent cu data din interesant cel mai tare. Da. Ce ies congruent cu DL. DL. Și, mă rog, și celălalt element, și notăm pe asta cu 4, cred că. Da. Am notat una, 1, 2, 3. Și 3 pe asta, da? Cu 3 să notăm. 3. Și acum, 1 plus 2 plus 3, dacă vreți, chiar le scrieți, le puteți scrie, pur și simplu. Dar puteți și redacta așa. 1 plus 2 că le-am notat. Plus 3, da. Redacta. Ne conduce spre rezultatul că PM congruent cu cu cine? Cu? NQ. NQ. Ce am avut de demonstrat. NQ, ce aici aveam de demonstrat. Foarte frumos. Dacă nu vreți, adică eu până oară când văd 1 plus 2 plus 3, trebuie să vă duceți să vedeți unde vă duc eu. Dar dacă îmi scrie elevul acolo și scrie așa, QN, îi văd de acolo, QN, îmi place mult. Congruent cu DL. Congruent cu DL. A doua, CS. CS. Congruent cu PM. Congruent cu PM. PM. Și 3, care azi, CS, congruent cu DL. Și CS.
Congruent cu DL. Și din astea rezultă. Asta îmi place mai mult la redactare. Din asta rezultă, păi când văd așa, înseamnă că e clară Q-n cu PM, nu? Da. Că DL și cu CS le leagă pe astea două. Da. Deci aici rezultă Q-n congruent cu PM și terminat problema. Da? Da? Asta a fost soluția noastră. Foarte fain. Vedeți, mie mi-a plăcut, nu știu, poate tot atât de frumoasă și a voastră, în cap de discuție. Da, da, și noi tot la fel am făcut, dar numai că pentru CB am dus pe O, pentru CB o paralelă și... A, prin punctul ăsta de inter... Da. Nu m-ați dat tu ăsta, ci am dus prin punctul de intersecție a lor, a celor două drept perpendiculare, nu? Da. O punctul așa și așa și așa. Și cu INT... Și apar două triunghiuri acolo, cred că... Da, scuțite. Și da, ascuțite, da? Da. Facem noi soluția asta. O facem și pe asta voastră. Pe-a luat? Da, 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 da. Acolo da. Scris, mai mult asta, doamnă profesoră. Da, da, da. Aia de la școală e mai grea. Mai, da. Da. Asta am înțeles-o mai bine. Asta ai înțeles-o, nu? Unde? Ce să? Ce să? Ce să, da? Ce ies congruent cu DL, da? Atunci vreau clar. Hai să mai vedem o dată, Adi, în ce a constat frumusețe? Hai să, dacă puntezi, unde ți-a plăcut ideea? Care, ca de dat DL să fie congruent cu QN. Deci DL paralel la aceea, ducerea paralelă i-a salvat problema. Păi. Două paralele am făcut eu. Am dus paralela DL la QN și paralela CS la BNM. De ce? Neputând eu valorifica condițiile din problemă, am construit, am mutat problema în acele două perpendiculare dus așa, CS și cu DL. Că putea să dea așa o toră. Ducem DL perpendicular pe CS și să se arate că DL e CS. Nu! Am gândit-o cu două la întâmplare, ca tu să ai ideea asta să duci paralele cele. Așa ai voi, e de construcție. Ai sigur voi că da, să zici că e paralelă, că o construiești paralelă. Da, sigur că da, faci tu. Tu faci asta cu mânuța ta. Deci totul este perfect. Eu valorific acum și ideea de paralelogram. Nu? Deci ca și cu cunoștințe, duc eu paralela, am astea, și pe ăstea de așa, mi-am construit paralelogram, am voie să spun că DL e cât Q, nu ca mărime. La fel, am voie să spun că ce ies e ca mărime cât pe M. Corect. Și acum mă duc cu mintea la două triunghiuri care se între DL și ce ies. Pentru că pe M și cu Q nu prea intrau în triunghiuri. Nu prea aveam la îndemnă triunghiuri. Corect, da? Corect. Abia acum când m-am dus în situația asta, am triunghiurile. Sunt telefonate triunghiurile. Ați înțeles-o pe asta, copii? Da, asta am înțeles-o foarte. Vă place mai tare, rămâne asta, da? Da, asta am înțeles-o perfect. Perfect, nu? 13 și 14, nu sunt chiar așa de grele. M-am uitat. Dar tu ești la trapez aici, ce cauți? De la 120. Uite, eu mai ia de la 190. Care? De la pătrat, că voi n-ați făcut linia și locii. Tu te-ai dus la trapez deja. E, asta e să mai întâmplă. 13 de la pagina 119. Fac și o problemă cu asta. Alea nu mi s-o părut grele de la trapez. E, la trapez, n-ați învățat. Dar zicea cu ceva, cu puncte cu aliniare. E, se leagă, a? Da. Ai mai auzit tu de punctul? Ai mai auzit tu de punctul de aliniare? Hai, începeți, înțelegeți și voi. Mă, bun, ha. Fie ABC de un pătrat, în ipoteză. Deci, ce lucru minunat ați învățat voi? Că atunci când stați doi și vă ocupați de o problemă, nu trebuie să vă influențați unul pe altul. Corect. Poate fi și altă soluție. Sigur că da. Ați văzut ce am insistat foarte tare? Lăsați-ne. Da. Lăsați-ne, nu produceți o crimă. Eu sunt o profesor, eu nu avem la citit. Da. Eu trebuie să văd problema. Dacă, de unde știu eu când mă duc pe alte idei? Corect. Da? Și am voi. Sigur că da.
poftim? ABC de pătar. Ipoteză. A, B, C, E. Da. M aparține lui AB. N aparține lui AD. N aparține lui M lui AB. M lui AB și N lui AD. AD, da. Așa, așa încât AM congruent cu DN. AM congruent cu DN. Da. Dacă BN intersectează AC. Dacă BN intersectează AC și punctul B. P. Da, P. Și CM intersectează DB. CM intersectează DB. Și egal punctul Q. Punctul Q. Arătați că PQ paralelă cu CD. Concluzie? PQ paralelă cu CD. PQ cu paralelă cu CD. Facem tot, da? Sigur că da. Tot așa. Mai nu, dar... Da, 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 da. Dacă... A, B, C, D. M pe A, B. Așa încât, așa încât. Amă, amă, uite așa, e ușiră. Să fim cu DN-ul ăsta. DN, atenție, nu luăm la mijloc, că pe gărmă parte. Da, da, da. Și acum, BN intersectează cu AC. BN cu AC. Diagonala AC. Egal punctul P. E, și MD, cred că, sau ce mă zic? Ce mă? Ce? Nu. Da. Nu s-aude. Alo? Alo, da? Chestiune de apicultură? Nu, acum nu pot. Nu pot răspunde că sunt la o chestiune de matematică. Sunt într-o lecție de matematică și nu pot răspunde. Bine. Bun, vă salut. Deci, ce mă cu DB? Cu DB. Cu diagonala cealaltă, da? Și ne găsim punctul Q. Q. Așa. Haideți să notăm și acolo M, B și punctul ăla cu... Aici? Da, cu... Aici stați sau deasupra? Deasupra? Diagonale intensitate sau dreptele intensitate? Dreptele intensitate. O să notăm punctul de intersecție al diagonalelor și cu L, L punctul de intersecție al celor două M, C și cu N, B, nu? Tu crezi notat cu altceva? Da, vedeți, mai avem și acolo cu P, da, ca așa. P, Q, O, și lui am zis eu. Dacă tu ai altă literă, pur pe cea care vrei tu. Cum? Cu N? N. Avem un N. Da, ai N față. Nu, L, L. Da, se văd că e bun. Bine, dar acum trebuie să arătăm că P, Q, domnul profesor. Că P, Q e paralelul cu CD. P, Q, cu CD. Da. În momentul de față, asta e PQ, da? Da. PQ, adică după mai paralel cu CD. O fi, da. Păi... S-ai intrat deodată cu rei? Îl luăm, din nou, e ipoteza. Ca să arătăm că PQ e paralel cu DQ, ar trebui să arătăm că unghiul PQO e congruent cu unghiul ODQ. PQO. PQO. A, el a luat pe cele două drepte, se dată de o secantă. Care? Asta deci fix de asta deci, nu? Da. Ăla micuț așa acolo cum apare. P, Q, O. Da, acolo e o singură linie, nu? D, P, O, D, P, B. D, P, sau D, P, B.
D, B, U este aici. Da, și două linii acolo. Păi D, B este una și D, B nici nu este. Dacă văd două linii, tot să zic. Păi nu, sunt unghiuri, așa cum te-a format. O șterg, domnul profesor. Și de asta. Uite, mi-a da? Așa. E una acolo, mă. Una singură, diagonala. Da. Diagonala A, C și diagonala D, B. A, C cu PD ale pătratului. Da. B, Q, B, Q, O. Care să fie isosceli și E isosceli. Dacă luăm cu unghiurile P, B, O, cu O, C, Q. Printre unghiul ăla micuț pare să fie isoscel, da. Tu spui. Păi dacă demonstrezi, ele sunt perpendiculare și dacă și isoscel, e treaba rezolvată. A, diagonalele sunt perpendiculare într-un pătrat și sunt congruente? Da, sunt congruente și perpendiculare. Aha. Da. Și ea acum se concentrează pe ideea de a arăta că PQ, POQ ăla, isoscel. Sau PL, Q, n-are importanță, dar nu se duce pe POQ, are a... Vrea unghiul ăla de acolo. Neapărat să-l folosesc, că e număr de grade, o chestie de asta. Dar să vedem cum reușim. Mai repetăm ipoteza. Nu degeaba. ND îi cântă AM. Dacă credem că facem problema fără să folosim așa ceva, am greșit. Foarte tare am greșit. Înseamnă deci, că și AN e cât mă bun. Și AN. E cât mă bun. Deci și asta toată este cât asta. Da, și se pare că triunghiul AN tu e congruent cu triunghiul MD B. Sau MQB. Se pare că AN P. Se pare, da? Da. AN P cu, cu MQB. M- M, Q, B. M, Q, Q este aici, da? M, Q, B. Și avem AN congruent. Stai, să vedem. Dar la cine ar folosi? Pentru că unghiul A, P, N, e opus la B, unghiul L, P, O. A, P, N. E opus la B, cu L, P, O. Nu, cu L, P, O. P, O. O. Da. Deci A, P, N, cu L, P, O sau P, C, da? Da. E opus la vârf, corect. Și M, Q, B e opus la vârf cu D, Q, C. Și M, Q, M, Q, D, sau O, D, Q, B. Este că D, B, opus Q, la vârf. C. Da. Da. Nu, am zis M, Q, B e cât D, Q, C. Da. M, Q, ăla de sus, zice domnul profesor. MQB. MQB. Da. E cât asta? Asta e cât asta? Da, da. Și dacă ăla e congruent cu LPO, e congruent cu QQ. Deci LPO. L. PO. P. O. Congruent cu DQQ. Cu DQ. C. C. Deci dacă ăsta de aici tu vrei să spui așa, Miruna, că dacă ăsta de aici, așa, este congruent cu care? Cu L, P, O. L, P, O, cu ăsta de aici. Da, vreau să avem L, P, O, pare a fi 90. L, P, O. Nu? Păi dacă ăsta e din 90, dacă și ăsta LPO ar fi din 90, astea două ar fi paralele. LB cu DB. Ar fi perpendiculare pe aceeași dreaptă. Hai să ne întoarcem. Ne întoarcem. Eu te-am urmărit pe tine, dar te-ai înfundat acolo când ai zis că s-ar putea să fie perpendiculare. Nu sunt. Ne întoarcem. Nu degeaba ni se dă ca A, mâie. Asta e cât asta, ne-a dus pe asta e cât asta. Exact. Am înțeles. Așa, diagonala este perpendiculare. Da, repede, arătăm că C, M, e cât B, N. C, M, M, e cât B, N. Cât B, N, dar adică congruența triunghiului. Da, da. Adică. Haide să vedem la problemă. Deci ce ni se dă de autor, repetă tu ipoteza de.
Amă, ok. Amă e congruentă cu nd. Amă. Cu nd. Râde. Da. Și mă, bă, și am tras noi concluzia că dacă amă e cât n, b, n, d, prin a, diferență cum a, d toată era cât a, b toată, scăzându-le bucățile astea egale, ce au rămas? Mă, bă, cât ca n. Așa. Diagonale acum... congruente din pătrat ne duce și către b, n, congruent cu c, m, domn profesor. B, n, congruent cu? C, m. Cu c, m. Da, deci... Dacă luăm cele două triunghiuri care, știți, vedeți și văd. Deci, dacă ne ducem în triunghiurile A, C, M, A, C, M, în care avem pe A, M, știută, cât N, D, și N, D. Cât N, D, da. A, C, toată este cât V, D ca diagonală. Da. Și V, B. Și diagonalele fac unghiuri de 45. Da. Și mai avem unghiuri ăsta de 45, suntem în cazul laturilor, da. Laturi, triunghiuri sunt congruente, da. Și atunci și M, C este cât N, B. Da. Deci asta spre, da? Da. Cât de acolo mic, e cât un B. Deci ăsta micuț de aici, da, cât ăsta de aici acolo, nu știu dacă ne trebuie, da? Da, uite, acolo D, Q, C. D, Q, C, care am zis eu. Da. D, Q, C, care ne trebuie, trebuie să demonstrăm că e N, D, B. Miruna, hai să ne stăm pe aici pe problema asta. Că avem unghiul ăsta micuț cât ăsta de aici. Aici. Da. Vreau acum să insistăm acolo. Luăm triunghiul de... Nu degeaba, adică chiar e important. Am ajuns până la momentul ăsta și vrem să valorificăm așa. Corect. Cele două triunghiuri, cele două unghiuri, e vorba de D, B, N și A, C, M, au o latură A, C, perpendiculară pe cealaltă B, D, ca diagonale. Da. Automat, dacă două triunghiuri, dacă două unghiuri sunt congruente și au câte o latură perpendiculară pe, pe cealaltă latură, unghiurile care laturile care completează unghiul, adică e vorba de NB și cu MC, sunt perpendiculare. Putem dovedi asta. Deci mai aflăm și ăsta cât de lângă. Unghiurile, deci atenție, unghiurile cu laturile perpendiculare două câte două sunt congruente. Reciproc. Dacă unghiurile sunt congruente și au o latură perpendiculară pe, alta, pe cealaltă latură a unghiului celălalt, atunci și, unghiuri, și laturile care completează unghiul respectiv, adică e vorba de NB care completează și pe D, și CM care completează pe da, acela. În L, acolo e 90. Asta este. Un câștig imens acum. Este că unghiul de aici este 90 de grade. 90. Dar și ăsta e tot de 90 de grade. Că eu pus la vârf. Adică P, L, Q, i-o pus la vârf. Corect, corect, corect. Și ăla e tot de 90. Deci, și ăsta e tot de 90 de grade. Deci, ăla e dreptunghic mic acolo. Deci, ăsta, P, L, Q și P, O, Q sunt două unghiuri opuse și de 90 de grade, nu? Nu ți-e clar? Da? Deci, am avansat în problemă. Am ajuns la etapa în care unghiul ăsta, Miruna, P, L, Q, Q e din 90 de grade. Dacă am, dacă ne-am dat undeva că L, P, O e după 45, ar fi gata problema. L, P, O. L, P, O. Na, P, P, O, nu L, P, O, L, P, U, cred că vrei. Da, L, P, O. L, P, O de 45 atunci ar trebui să te fie să te de 135. Nu, păi nu voi face, L, P, Q. L, P, Q, da. L, P, Q. L, P, Q. De 45, ca să fie acolo isoscel. Da. Dreptunghi da. Isoscel. Da, da, da. Chiar știi că ăla din dă are 45, care vrea să facă alternativ. Tocmai, da. Tocmai. E trebuie la 45, aia acolo trebuie, vrea. Trebuie 45 acolo. Arătăm că isoscel atunci, domn profesor. Dreptunghi l-am arătat. E dreptunghi l-am arătat să fie și isoscel. Să arătăm. P, O, B, O cu P, C, Q. P, P, B, O. P, B, O. O. Cu P, C, L. Deci P, B, O. O sau Q? P, B, O, zici? B, O. Cu P, C, Q.
Eu cred că ea vrea P, B, Q. Q, domnul profesor. P, P, B, Q. B, Q vrea. Q. Da, cu P, Q, C. Cu P, Q, Q, C. C. P, Q, așa vrea ea. P, Q, latură comună. Deci, vrea așa să figurăm. Hai să vedem așa. Vrea cu Q la gură comună. Triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta, așa, da? Da. Triunghiul ăsta luate așa. Cu Q la gură comună, avem unghiurile acelea din B cu C, da? Da. Și ne-ar mai trebui, avem un unghiul ăsta, ce? Vreau să ne ajutăm? Nu avem. Dar dacă am ajunge la chestia asta, dacă s-ar întâmpla să fie triunghiul ăsta congruente și unghiul ăsta tu vrei să fie congruente și atunci PQ ăsta ar fi bisectoare, nu? Da. A lui LPQ. LPO. Da, dacă îndreptă cu PO cu OQ ar fi congruente, nu ar fi de ortocristosier? PO cu? OQ. OQ, da? Ba da. Păi atunci luăm triunghiul PBO P B B O cu PQ P Q Q P? Nu, P, B, O cu P, C. P, B, O? Ăsta e O? Da. Da. P, B, O. Da, P, B, O, când mai zicem P, B, O, așa vine triunghiul. Deci, cu P, O, P, O, iasă la altă față. P, O. Ea vrea să arate că P, O e cât O, Q. Da, da. Păi ca să arăți că P, O e cât O. P, B, O cu P, Q, C. Păi și ce ai despre alea două? P, B, O. Ai unghiul din B, unghiul din C? Da, unghiul din 90. Care unghi din 90? Ăla, O, Q, C. În B, P, O, o. Am pe ăsta din 90 de grade. Da. Are ăsta de aici congruent. Da. Da. Și, și mai, mai are... stai că am zis aici. P, O. Doamne, ce mic e figura acolo, nici nu vedeam. Da, da, aici. Atenție, să preiau un pic ideea lui Miruna. Miruna mi-a spus așa, să ne oprim asupra triunghiului P, L, C. Și P, O, cât O, C. O secundă, da, ca să ne ducem un pic. Cred că asta vrei să încercăm. Deci triunghiul P, L, C, care e dreptunghic în L. Da. P, L, C, care e dreptunghic în L și are și unghiul ăsta da. Din C. Cu triunghiul B, O, P. Da. Care e dreptunghic în O. În O. Și are unghiul ăsta congruent pe ăsta, da. Dovedit. Da. Da. Deci triunghiurile acestea sunt două triunghiuri dreptunghice care au un triunghi are în componență pe P, L. E vorba de triunghiul care a zis P, L, C, da? Da. Pe P, el. Da. Iar triunghiul B, P, O are pe P, O. Da. Ce pot să spun, Miruna, este că P, L este cât P, O. Da. Dar tu îmi doreai tare mult să arătăm... P, O e cât O, Q. P, O cât O, Q. Eu am reușit acum să arăt că P, O este cât... P, L. P, el. Da. P, el. Reluăm problema. Deci, după ce am arătat că unghiul ăsta e din 90 de grade, da. Ne ducem în triunghiul B, P, L, P, O, B, P, O, da. Și C, L, P. L, P. Ele sunt dreptunghice. Sunt dreptunghice. Da. Sau unghiul ăla din B cu unghiul din C, nu e suficient. B da. Din C. Și mai avem C, B cu B, P. Și avem... B, P cu C, P. B, B. P, cu C, B, ca da, diagonale. Da, diagonale se jumătățesc. Da, 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 da. Deci da, e bine da, ce e spune. Bine, da. Triunghiurile, având așa, atât unghi, cum ar veni da, acolo, sunt congruente. Sunt congruente și atunci toate elementele sunt congruente. Dacă ar fi să vorbim așa, unghiul ăsta B, P, O, B, P, O, da. Este congruent cu care unghi? Hai, da. Da, B, P, O, nu cumva este și într-un triunghi și în celălalt. B, P, O. Ba da. Nu este și în C, pe el? Ba da.
Da, este, nu? Mm-hmm. În unghi este comun acolo. Da. În concluzie, ceea ce tragem ca, mă rog, final, este că pe el, mm-hmm, care e latură între unghiul pe cel, da, pe el, este cât pe o. Ca o idee din tot raționamentul ăsta. Mm-hmm. Asta înseamnă că ăla ce? Dacă ar fi așa, L, P, O, ar fi triunghisoșel dacă ar veni să-l luăm așa. Nu? L, P, O. Care pe P, O, cât pe L. Da. Ia să vedem dacă am avea șanse să spunem același lucru despre el, Q, cu Q, O. Da. În triunghiurile L, B, Q, L, B, Q și O, Q, C. O, Q, C. Corect. Ce putem spune? Că unghiurile. Astea două sunt opuse la vârf. Da. Q, C. Și B-ul cu C-ul care ne folosesc tare, tare. Da. Unghiul din B. Știți cu unghiul din, da, B ăsta deci, care ne folosesc tare? Unghiul din C. Unghiurile opuse la vârf și ce avem? Și atât. Numai unghiurile. La vârf, da. Numai unghiurile. Nu mai am altceva. Ba mai mult, ăsta O, Q, C este dreptunghică, nu? Da. Mai iar ăsta, el, Q, B, nu mai este dreptunghică, nu? El, Q, B. El, Q, B, de care, la care te-ai oprit tu, da, el, Q, B, nu mai este dreptunghică. Da. Păi unde? Dacă Q, dacă... A, este dreptunghică, da, că aici spre ăsta. Deci, deci avem numai unghiurile. Se poate cu unghi, unghi, unghi? Nu, 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 nu. Dar nu există unghi cu Q, Q? Cât? B, Q, 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 B, Q, cu? Q, Q. Q, C. Ce? Pentru că B, D e congruent cu... Deci. B, D e congruent cu A, C. Dar nu intrăm. Asta e chestia. Nu este Q, B. Q, B. Q, B nu este cât Q, C. După, după felul în care vedem. Păi dacă ar fi așa, ăla e izocel. Deci Q, B cu Q, C este congruent? Da, domnul profesor, figura asta e așa din mic. Da, cum putem să o facem mai mare? Mă, B, dar să facem pătrătura mare, mare, mare. Să facem pătrătura sau să ducem altfel. Hai să facem mai mult din nou. Că să vedem mai greu, nu? Da, nu se vede, e una. Cred că am merge mai repede dacă am vedea. Sigur, sigur, sigur. Deci nu, nu ca fi discuție. Și mă, ăla să-l luăm, nu la mijloc, dar nu știu cum, ca să nu ne avantajezi. Ia vedeți cum s-a umplut timpul, s-a dus. Și pe acum. 52. Oprim.